Salutare și bine venim în videoclip. Deci, efectiv, am făcut 100 de abonați. 129 de abonați în momentul de față. Deci, n-am ce să zic, n-am cuvânt. Și Alex cu mine. Salut, nu cred că mă vedeți, dar nu contează. Și nu știu ce să fac. Efectiv, n-am idee. Dar activez comentariile. Și scrieți în comentarii provocări. Tot ce vreți voi. Tot ce vreți voi. Da, în special provocări, cred. Sau vloguri, nu știu. Și încă trăiesc, nu m-am mușcat nici o viperă. It's ok. n-am cuvinte ce să mai zic. Mai vorbește, mă, și tu nu m-am lăsat pe mine aici. De ce vrei să zic, frate? Să ai lasă-mi pe mine. Gen, fraților, vă mulțumim foarte mult pentru suma de 129 de abonați și vreau să vă zic că eu cu el suntem cei mai fericiți și mulțumim foarte mult lui Orza pentru că ne-a băgat în acel clip. Orza, dacă vezi acest clip, să știi că suntem ok. Trăim. Supraviețuim. Așa. Și vreau să zic că o să postăm din ce în ce mai des, câte 3-4 clipuri pe săptămână. Yeah, boy. Da. Și o să ne ziceți, bă, vreau să prinz nu știu ce animal. Prindem. Da, prindem, da, dacă găsim pe noi prin zonă, că poate ne ziceți un animal din Egipt, că na, hai că da. Așa, deci lăsați provocări, idei de vloguri, tot ce vreți voi. Bă, și băiți, vreau să vă mai zic, după continuă Iulie, aproape am făcut 2000 de vizionări la acel clip cu șarpele, da. În care am prins o viperă. Peste 100 de like-uri. Da, 34 de dislike-uri. Nu mai contează. Nu mai contează. Mamă, să uită un om la mine. Care-și bun? Nu, sunt mai scot sărați. Dacă îl vedeți pe Alex unde stă, ziceți că e nebun. Eu sunt papuci, sunt cel în pădure. N-am nicio treabă. Bine. Da. Nu știu ce să zic, deci fac ce vreau. Mă arunc în gârlă, nu știu ce să mai zic. N-am cuvinte. Ia stați un pic. Pune pauză. Deci m-am decis cu Alex să facem așa. Deci ne mai trebuie doar, să zicem că avem 130, doar 20 de abonați. Da. Și facem 150. Uh-huh. Dacă facem 150... Ne aruncăm în gură. Vai de viața mea. Amândoi? Da, cu mine. Ba știi, e canalul tău, prietenul meu de viață, și ce zic? Nu, toți ar cu mine în gârlă. Mare aia mare sau mică? Hai că oricum niciun animal mare. Băieți, ne aruncăm în gârlă la 150 de abonați. Trebuie să facem la 100, dar nu e așa o vreme frumoasă asta decât să facem. Bine, se vede foarte fain pe cameră, dar... Da. Sunt cam picurat și mă bate mama. Te bate măta. Așa că facem la 150. Mamă, nu te uită la vlogul ăsta. Și... Hai să le povestim cum am prins șarpele. Cum am prins șarpele, nu. Da. Cred că șarpele știe de la toți. Sau... Deci, da, am povestit. Deci noi, am venit acasă. Venise noi de la fotbal, am fost așa. Și... am stat acasă, văd la... Mi-ai dat cu salamandra, Alex, și tu la mine și că vrea să mă omoare. Nu știu ce fotbal zici. Așa, am jucat fotbal, nu contează cu cine a jucat fotbal. Și ne-am întors acasă. Și într-o dată văd la Vela cu salamandra. Vin de la Orza. Și am zis, ce a făcut Orza pe un vâr, ce s-a întâmplat? Intru repede la Orza și văd acolo. A venit și Albert. Uitați-l acolo. Albert vrea să mă omoare, vrea să-mi taie gâtul și să... Bă, să nu-mi jur! Ai auzit? Să nu-mi jur! Așa. Cuțu bun! Așa. Și am venit noi acasă, bă, și am văzut acolo. Bine, am primit și foarte mult hate. Adică am venit foarte mulți înjurători. De ce ai jurat, popo, schetarilor? Cine ai jurat? Milene să mai edite videoclipul să vă arăt toate comentariile. Deci am făcut 100, deci scrieți în comentarii, ne aruncăm unde vreți voi să ne îngrădu, furăm. Bine, nu furăm, cum bate vicin. Da. Uitați-l pe Albert. Și vă salută. Ce se... Așa. Nu contează. Acum. Bum. Deci, ne-am decis. Bă, ia uite-mi și picură. Deci primele 5 comentarii. Luaie! Bă, tu taci. Taci-mă, te-ai. 5 comentarii, cele mai ciudate, nu am idee. O să le facem. Primele 5. Da. Cele mai ciudate. Da.
Așa că v-am lăsat și nu trebuie să scrieți provocare în comentarii. Bă, stai un pic, o să le faci sau o să le facem? Le facem. Ce? Le facem toți trei? Sau? Da, normal. Da. În afară de aia de la 150. Dacă o să fie două comentarii să se bage și Albert, adică buschetarul ăla, o să se arunce în gârlă cu noi la 150 de abonați. Da. Sigur, sigur. Ok, hai. V-am lăsat și uitați să vă abonați. Îl băgăm în gârlă, obligat forțat. La revedere și...